doamna Grapini, care în această perioadă a făcut și câteva scrisori către Comisia Europeană pentru a explica situația și diferențele substanțiale pentru țările de aici, din Est, incluzând, desigur, și România. Da, mulțumesc foarte mult. Sigur că eu am și spus, am dat un comunicat, a fost o zi tristă pentru România și pentru statele din Est, așa cum spunea domnul Marinescu, însă vreau să mă iau de comunicatul Parlamentului și comunicatul doamnei comisar. Comunicatul Parlamentului, dacă ați constatat și telespectatorii au auzit că l-ați prezentat, au pus problema extrem de ipocrit. Și au lăsat să se înțeleagă că noi, vezi, Doamne, nu am vrea condiții bune pentru lucrători și au spus, prin acest pachet îmbunătățim situația lucrătorilor. Fals. Doamna comisar spunea, s-ar putea să aibă un impact. Va avea un impact, sigur, nu numai asupra mediului, pentru că întoarcerea camionului asta înseamnă să poluezi, dar și economic. Și economic va fi devastator pentru statele din Est. Și am să explic de ce. Completez la ceea ce spunea domnul Marinescu. În primul rând, a doua ipocrizie mare, și aici a fost principalul artizan al acestei ipocrizii, din păcate a fost colegul meu, Ertug Ismail, care, lider de sindicat fiind la transport, sigur, a făcut un lobby din Germania puternic. A doua ipocrizie este că, de fapt, lucrător, ce se întâmplă? Companiile românești, n-am spus prima dată, de transport internațional, primesc tarif la jumătate sau chiar mai puțin din partea companiilor din vest. Și atunci pe kilometru, și atunci evident când transportăm marfă, da? Și atunci evident că capacitatea de a da salarii egale cu cele din vest nu există, da? Nu există nici alte companii, nu numai în domeniul transportului. Însă acest pachet, dacă doamna comisar nu se va ține foarte tare în Colegiul Comisarilor să termine studiu și să aducă cel puțin la amendamentele pe care noi le-am pus și care n-au trecut, legate de întoarcerea camionului, legate de, vorbea domnul Marinescu, de dormit în cabină și condiții. Sigur că vrem condiții pentru lucrători, însă eu personal am primit 40 de sesizări de la firme de transport cărora li s-au spart tirurile în parcare pentru că nu erau securizate. Ce am propus noi în mandatul trecut? Eșalonat să trecem cu această măsură de a nu se mai dormi în cabină. Las la o parte că sunt cabine care au confort mai mare decât la o pensiune, dar să trecem eșalonat pe parcurs ce statele membre au parcări securizate, să investească statele membre, să facă parcări securizate și locuri de cazare lângă parcare. Problema pusă doar pentru faptul că noi n-am vrea condiții sociale a câștigat în acest lobby incorrect, dar pe termen lung, lucrătorii din România și din țările din Est, transportatorii, vor pierde. Pentru că în același timp, ei sunt luați și duși pe cutie poștală, degeaba spunei că în acest pachet se combate căsuța poștală, nu se combate întru totul și șoferii din România vor fi luați în vest, vor sta ani de zile acolo și vor fi plătiți la un salar între cel din România și cel din Germania, de exemplu. Deci nu se aplică la același loc de muncă, în aceeași țară, același salar. De aia spun că este de mai multe ori ipocrit acest pachet pe mobilitate și care nu face decât un protecționism, scoțând din piață firmele de transport care, cu acele tarife, de fapt aduceau eficiență și companiilor care, pentru că costul transportului este inclus în prețul produsului la orice companie, da? Dacă nu se intervine, eu prevăd, și nu vreau să fiu aici super pesimistă, dar prevăd un impact foarte, foarte mare asupra companiilor de transport. Și eu și domnul Marinescu am ținut legătura cu asociațiile transportatorilor din România. De la meeting în fața Parlamentului până la întâlniri, conferințe, ne-au dat punctual calcule cum influențează acest pachet dacă nu reușim să trecem amendamentele. Și nu am reușit, pentru că adunat numărul de parlamentari din țările din Est au fost circa 200. În comparație cu statele mari din vest, care n-au înțeles. Doamna Merkel spunea săptămâna aceasta la preluarea președinției și prezentarea în plenară că ea va merge după principiu nu mai mult pentru câțiva și puțin pentru mulți. Păi exact asta se întâmplă acum. Bun, hai adică, să înțelegem ceva împreună și o să merg din nou către domnul Marinescu. Se mai poate schimba ceva astfel încât cei de aici din România să nu fie atât de dezavantajați
dezavantajați, să mai reducem cumva, să spunem, din aceste probleme, sau povestea e încheiată, să zicem așa? Am văzut și poziția comisarului pe transporturi, care analizează situația și n-a fost deloc mulțumită de acest pachet în forma sa finală. Da, povestea nu este terminată. Comisarul Vălean a avut această rezervă, se cheamă, încă din decembrie, când acest text a fost aprobat în negocierile între Parlament și Consiliu, și de atunci a pornit această acțiune. Este un studiu de impact în lucru, care se va vedea ce înseamnă, în care se va vedea ce înseamnă întoarcerea camionului, dar și impactul asupra pieței unice. Știu foarte bine ce este prevăzut în acel, ce este cerut în acel studiu.